ziua din nou. Iată-ne, cum vă spuneam, la cel de-al treilea eveniment de azi, la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul editurii Herald. Povestea filozofiei, viețile și ideile celor mai importanți filozofi occidentali. Un eveniment prilejuit de lansarea cărții cu același nume, apărut în colecția Cultură și Civilizație, la editura Herald, volum scris de Will Durant. Invitații noștri din această după-amiază, colega mea Luisa Neag, coordonatoarea colecției Cultură și Civilizație, pe care o voi ruga să ne povestească puțin despre această colecție, cât de importantă este ea, pentru că noi chiar în prima sau în a doua zi, am avut un alt eveniment, Etruscii și Spartanii, tot în colecția Cultură și Civilizație, iată o colecție importantă. Turu Căstăian, profesor de filozofie și de științe socio-umane, și-l așteptăm din clipă în clipă și pe domnul profesor Ion Bogdan Lefter. Luisa, să ne spui câteva cuvinte despre colecție și despre ce te-a impresionat la această carte. Bună ziua, bine ați venit alături de noi la această lansare. Colecția Cultură și Civilizație își propune să aducă în fața dumneavoastră cât mai multe informații despre cum trăiau oamenii și ce gândeau ei în toate timpurile și în toate spațiile posibile. Am avut, așa cum a spus și colegul meu zilele trecute, o lansare la două cărți despre istoria etruscilor și istoria spartanilor, două civilizații care nu mai există, dar urmele lor pot fi încă peste scolastici, peste evul mediu, de ce ales pe
dezbătut și problemele filozofice specifice autorilor din evul mediu, precum și pe cei presocratici și chiar și pe cei din Orient, din China antică, de exemplu, într-o altă lucrare de proporții, și anume povestea, tot la fel, The Story, povestea civilizației de data aceasta, în 11 volume, pe care a scris-o împreună cu soția sa, Ariel Duran, și pentru care împreună au primit un premiu Pulitzer. Mulțumim lui Saneag. Aș vrea să-l întreb, pentru că tu deja ai făcut o mică introducere prin această istorie a filozofiei scrisă de Duran. Aș vrea să-l întreb pe Doru Căstean, pentru că el are o mare calitate aici în cazul acestei cărți, este traducătorul cărții Povestea Filozofiei. Care au fost considerentele pe care se bazează alegerea filozofilor pe care îi analizează în această carte Will Durant? Și îi mulțumim și domnului profesor Ion Bogdan Lefter că ni s-a alăturat la acest eveniment. Sorin, mulțumesc. Am să rup să repeti întrebarea pentru că n-am auzit ce m-a întrebat. Tocmai aș salutam pe domnul profesor. Deci, care au fost considerentele, o cumva întrebarea a fost începută în discursul de mai devreme de Luisa, care au fost considerentele pe care se bazează alegerea filozofilor de către Will Durant în această carte? Ok, acum, punctul meu de vedere, mă pun într-o postură dificilă, încerc să știu ce a fost în mintea lui Durant când a făcut selecția. Presupun că, ca orice listă și ca orice listă de opțiuni, există o doză de accidental, de idiosincrazie, de criterii de simpatie personală, puțin probabil. Subiectivism, dar dincolo de asta aș spune că ceea ce pare a fi evident în constituirea listei ăsta e faptul că avem de-a face cu filozofi importanți, cu filozofi substanțiali, chiar dacă unii dintre ei, cum e Herbert Spencer, de exemplu, în momentul de față un redevine, să zicem, un filozof quasi necunoscut, în ciuda, hai să spunem, influențe enorme pe care a avut-o la momentul respectiv. Ceea ce, din punctul meu de vedere, ar putea să ne provoace să ne gândim puțin la ce anume face ca anumite sisteme de gândire să fie durabile și să reziste timpului, altele nu. Mă bucur că ai pomenit și faptul că sunt traducător aceste cărți, începând să mă întreb dacă e un secret ținut cu multă atenție de Ferau. Da, am tradus cartea și a fost o experiență absolut onorantă și minunată pentru mine. Țin să-i mulțumesc lui Zeinac pentru munca de redactare și de aducere la o formă omenească a ceea ce am produs eu. Ce încearcă să zică Doru este faptul că aceste păreri prin foarte multe citate, mii de citate, pe care Doru le-a căutat cu multă atenție și cred că a depus un efort enorm ca să facă acest lucru și mulțumim în suflet. Și eu recunosc, n-am respectat întotdeauna copyright-ul, am mai găsit și tot soiul de PDF-uri, ceea ce m-a ajutat destul de mult, dar dincolo de asta a fost o experiență intelectuală intensă și pe bune traducerea acestei cărți. Da, Durant face o istorie, hai să spunem, personală, pasională și absolut implicată a filozofiei occidentale. Și se pune întrebarea, pentru că tot ai vorbit la început despre alte titluri ale colecției, cele cu etruscii, de exemplu, dacă de fapt interesul pe care l-am putea avea față de asemenea carte e doar unul pur muzeal și istoric. Eu nu cred că e așa. După cum am spus și în acel mic testimonial pe care l-am dat editurii, eu cred că în momentul de față e nevoie de astfel de cărți care să redea, hai să spunem, un suplu mai larg preocupărilor filozofice și de ce nu să crească mai mult interesul în rândurile publicului nespecialist. Eu cred că trăim
și noi filozofii, ca și alți intelectuali, într-un soi de psihoză, așa, a ultra-specializării, aproape că nu mai îndrăznesc să spui că ai studiat filozofie sau că te pricepi la filozofie fără să trebuiască să prezinți eventual și lista articolelor ISI pe care le-ai publicat. Ori, ultimul an, din punctul ăsta de vedere, ne lasă și ne dă dreptul să respirăm. Reușește să fie atașant, reușește să fie seducător, reușește să fie profund și riguros, fără să devină în același timp invizibil, ultra tehnic și, și opac, da, ca să spunem așa. Zice, cum zice el, că dacă nu este învelită în verbiajul găunos, că mi-a plăcut expresia cu verbiajul găunos cu care ne-am obișnuit, aproape, dacă nu o mai găsim așa, aproape că nici n-am mai putea o recunoaște pe filozofie. Sigur, da, mă rog, sigur că dacă ai să mergi la conferință tehnică de filozofie, ai să auzi un limbaj de specialitate, nu e întotdeauna verbiaj găunos. Există și o tehnică, hai să spunem, un tehnicism corect din punct de vedere academic. Dar dincolo de asta, dacă preocupările filozofice vor deveni ultra specializate și extrem de nișate, nu ne mai putem aștepta ca, hai să spunem, publicul nespecialist să aibă măcar anumite instincte sau anumită cultură filozofică de bază. Ori, din punctul ăsta de vedere, eu cred că volume precum acesta n-au doar, repet, o valoare muzeală, ci au o valoare intelectuală reală în acest moment, în societatea noastră. Domnule profesor Ion Bogdan Lefter, veniți mai aproape de noi, mulțumim, pentru că această carte a lui Will Durant are și un limbaj accesibil pentru cei pasionați de filozofie. Reușește cu această carte Will Durant să ne facă puțină poftă de filozofie? Pofta de filozofie, ca toate poftele, vin mâncând. Așa încât, sigur, dacă citești ceva atrăgător, accesibil, pasionant despre orice, te vei ocupa mai îndeaproape de acel orice. Și o să mai dau într-altul răspuns la întrebarea ta, după ce o să încerc să fac și o mică descriere mai generală. Până acolo îmi cer scuze că sunt prosedire de anfitrionul nostru, fără sacoul, am lăsat sacoul doamnei Șerban, ci m-am alăturat dumneavoastră într-o formulă mai sportivă, care într-un fel m-a salvat, mi-am salvat sacoul, pentru că dacă aș fi avut haina pe mine, aici când am venit grăbindu-mă, e un mod narativ de a mă scuza pentru întârziere. Am fost busculat de un cititor cu familie și cu o cafea în mână, cu un pahar de carton în mână, care aproape că s-a văzut pe mine, am aici urme, deci rana e aici la pot, și un pic pantalonul jos și călcâiul, dar haina a scăpat neatinsă, că era o ținem pe mâna cealaltă. Poate că se trag, pot trage de aici, dar și oarecare confuzii filozofice, nu știu. Foarte interesant această carte, în orizontul larg al eforturilor editurii Herald de recuperare a istoriei filozofiei și a marilor modele de gândire. E în același timp o carte scrisă în prima ei formă, sigur, a fost revizuită de autor la câteva reeditări, și aici există și o introducere la o ediție din anii 30, parcă, dar ea a fost scrisă în 1926. Deci, acum, tot, aproape un secol. E, cum ați spus deja, și poate mai adaug ceva și pe linia asta, o plăcut scrisă, pasionantă, dar dacă e să te informezi și chiar să te pasionezi, să prinzi gustul, să prinzi pofta de filozofie, nu vorbim de literatură, de textele de creație,
importante, indiferent când au fost scrise, dacă sunt importante, citești pe Shakespeare sau pe Goethe sau pe oricine, cu ce au scris ei atunci, de mult, nu cauți descrieri ale lor contemporane. În schimb, când e vorba de carte științifică, e sigur că ideea ar fi să ne ducem la lucruri recente, la stadiul actual al receptării filozofiei, la viziunile actuale asupra istoriei filozofiei. Din punctul ăsta de vedere, cartea lui Will Durant are, da, minusuri, lacune, cam ce rezulta din întrebarea și din răspunsul de mai devreme, subiectivisme și alte motive care fac selecția discutabilă în anumite privințe, sigur, nu chiar de tot, dar nu numai subiectivisme de autor, ci și viziune a acelor vremuri asupra istoriei filozofiei, și anume din perspectiva unui nord-american cu altă școală filozofică, deși cu școală bună, cu școală bună, cu universitate serioasă făcută, dar totuși cu altă viziune decât europeni. De pildă, Durant discută marile modele platonician și aristotelic din antichitate, de socratismul Platon și Aristotel, apoi sare la Francis Bacon și rezolvă gândirea antichității târzii și a primei părți a medievalității într-un foarte scurt capitol introductiv la Francis Bacon. Și pe urmă, pentru că își dă seama probabil că salturile sunt prea mari, inserează un tabel, un fel de arbore genealogic al gândirii filozofice de la gândirea antică și până la miezul, evul de mijloc. Mai apoi, de pildă, avansăm, căutăm și nu dăm de Descartes, decât într-un loc sau în câteva locuri la cine, parcă la Hobbes sau la cineva, punându-l pe Descartes doar în relație. Mai mult decât atât, îl face, nu, la Hume, cred, nu? Face pe Descartes precursor al filierei idealiste, iraționale, când Descartes este pentru noi europeni și până la urmă a devenit pentru posteritatea lui până astăzi cel care a dat numele cartezianismului. El era Descartes Cartesius, cu numele lui latinizat. Gândirea carteziană înseamnă, din potrivă, rigoare, înseamnă marele reper fondator al gândirii riguroase. Sunt, deci, lucruri care pot fi identificate în sumar, sumarul reducându-se la gânditori mari, printre cei mai mari. Cum am spus, Platon, totuși, ajungând la Kant, bună oară, dar la Kant sunt menționați spre final discipolii, micii discipoli, printre care apare Hegel, pentru ca să-și justifice expedierea lui Hegel, care nu are capitol, nu e pus între marile nume. Între timp, Hegel este poate în vârful vârfului. Mă rog, nu se fac clasamente de felul ăsta. Dă un citat de autoritate, Durant, dintr-un comentator care îl declasează pe Hegel, spunând că este incomprehensibil, mergând până la ridicol, ceva de genul ăsta, parafrazez. Sunt asemenea lucruri, deci, foarte discutabile în această poveste a filozofilor, a istoriei filozofiei, scrisă acum aproape 100 de ani. Altfel, foarte plăcută, repet, instructivă, interesantă și printre ingredientele atrăgătoare și utile la acest tip de text, la această stilistică, e de remarcat și biografismul. El, deosebire de istoriile obișnuite ale filozofiei, enciclopediile filozofiei, care urmăresc ideile și teoriile, el dă adeseori sau peste tot amănunte biografice, reconstituie vieți, dă viață ideilor, cum se spune, cum s-a mai spus, și îl și numește în prefața târzie, la reeditare, pe Wells, care a scris o istorie a ideilor, Herbert George Wells,
adică romancierul omului invizibil. La un moment dat a scris o cărțoaie de istoria ideilor, intenționând el, autor de romane polițiste și fantastice, deci adresate marelui public, intenționând să dea un model de aducere către marelui public a discursului înalt intelectual. Și pentru Durant, Wells este în acest fel un reper. Iată, trebuie să facem cum ne-a spus Wells, cum ne-a dat Wells impulsul. Să scriem așa, să scriem accesibil, să atragem lumea. Că vrei spun, cu aceste calități și cu aceste lacune sau lucruri discutabile, cartea e și un prilej pentru mine. Cel puțin a fost un prilej de descoperire a acestui autor. Am căutat, am informat și am dat de... Nu spunea nimic acest nume. El a luat cândva, în anii 60, 1960 și ceva, 5, cred, a luat un premiu Pulitzer pentru istoria civilizației, povestea civilizației, cealaltă carte mare a lui, care atunci încă nu ajunsese la final de ciclu, deci încă nu era volumul al 11, dar la un moment dat, la volumul nu știu cât, i s-a atribuit premiul Pulitzer, care este Nobelul american pentru literatură. Deci, e un autor cunoscut, dar din 65 până acum a trecut multă vreme. În 65 eu eram în clasa întâia, începeam și clasa a 8-a. Ce Will Durant, ce... L-am descoperit acum și am dat un autor extraordinar de interesant. Născut în 1885, care a trăit 96 de ani, până în 1981, murind la câteva luni după soția lui, care era cu... 12-13 ani mai tânără, îi pusese elev, se îndrăgostise de ea. Și l-a ajutat, el având un profil de viață, de familie foarte auster, credincios și așa mai departe, făcând un mariaj de lungă durată și un mariaj de asceză și, mă rog, mariaje nu foarte ascetice, pe o anumită dimensiune, dar un mariaj de recluziune, hai să spun așa. De lucru. Deci împreună au lucrat ca ocnașii la 11 volume imense de istoria civilizației umane, în ideea că trebuie scrisă în acest fel istoria integrată a gândirii umane, a speciei umane. Deci pentru ei povestea civilizației era un derivat sau un cadru larg în care și povestea filozofilor își găsea locul. Foarte interesant acest personaj și cu filiera lui canadiană, de altfel numele de familie, de fapt este de origine Durand. El era quebecois, familie venită din Quebec în Statele Unite. Foarte interesant personajul, cu utopia asta lui extraordinară, de om care se formase ca specialist de erudiție, ca savant, dar care și luase ca model pe Herbert George Wells. Invizibil și povestea filozofiei și a lumii, a istoriei, ca discurs accesibil, ca discurs pasionant, care să-ți stârnească pofta. Spun, ca să mă întorc la final și să completez răspunsul pe care Sorin Lucaș mi-l cerea. Da, sigur că îți vine pofta, îți vine cheful să citești, să te duci la dicționare, la alte cărți, să completezi, să te întrebi de ce Descartes sau Hegel sau alții n-au parte de ce ar merita aici. După părerea mea, e și o descoperire de autor, să prilejuiește și o descoperire de autor această apariție și poate că ar fi o idee de încercat, nu știu în ce fel, într-o versiune condensată, o selecție de tradus, de propus și un compendiu al istoriei civilizației, al poveștii civilizației în versiunea Will și Ariel Durant, pentru că pe soția lui, pe care o chema, n-am reținut am exact cum, el a numit-o Ariel, Ariel, apropo de Shakespeare, ea a fost Arielul lui. Împreună au făcut mare istoria civilizației. Pe care
care, dacă nu o să o traduceți de asta, o să o caut eu la un moment dat, o să o găsesc, să mă lămuresc și cum anume și-au imaginat acești foarte interesanți oameni, acest cuplu, care s-au dus până la adânci bătrâneți, tot cercetând, gândind și scriind, ca să atingă utopia scrierii istoriei integrate, totale, a umanității, a civilizației. Mi se pare ceva extraordinar de interesant. Mulțumim! 11 volume, din care numai cel despre evul mediu are peste 1000 de pagini. Povestea filozofiei pe care o vedeți aici este o mică piesă dintr-un puzzle mult mai mare. Și nu cred, adică nu m-am, trebuie să recunosc că nu m-am uitat cu atenție dacă i-a atins pe absolut toți marii gânditori, dar știu că el era foarte, pentru el era foarte important ideea aceasta de operativitate a filozofiei, de a pune filozofia la treabă pentru oameni, de a o coborî din universul ei academic, inaccesibil și relevant pentru viață. El consideră că marile întrebări ale vieții sunt întrebări de viață și de moarte și oamenii chiar trebuie să gândească, înveți, să fie învățați, să gândească cu mintea lor acele răspunsuri uluitoare date de mari gânditori, pentru că în felul acesta pot ajunge, pot avea o speranță să-și rezolve cu adevărat cu marile lor probleme și să devină mai bun. Doru Căstăian, pornind de la răspunsul pe care l-a dat puțin mai devreme Lânsa, de ce este utilă această carte atât pentru neofit, pentru neinițiat, dar și pentru specialist? Și mai are în ziua de azi omul modern, omul contemporan nevoie de filozofie? După părerea mea, mai mult decât oricum. Filozofia, cred că frustrează și va avea permanent o funcție perenă. O imagine șoaptă și eventual anemică a filozofiei ar putea să ne sugereze o clipă că filozofia a devenit desuie. Dar că știm că au existat o serie de proiecte intelectuale de evacuare a filozofiei pe, hai să zicem, filieră pozitivistă, neopozitivistă și așa mai departe. Însă lucrul nu s-a întâmplat niciodată, pentru simplu motiv că, cel puțin din punctul meu de vedere, și cred că Irlanda ar fi de acord cu mine, filozofia este o, hai să spunem, o permanentă căutare de sens și o permanentă interogație cu privire la felurile în care lumea se transformă. Ori, nu cred că există nicio altă etapă în istoria omenirii în care lumea se fi transformat mai rapid, mai multifazic și mai agresiv decât în momentul de față. Când spunem că oamenii au în continuare nevoie de filozofie, să știți că lucrurile se petrec mai concret decât ați crede. În momentul de față există mari companii tehnice care plătesc filozofi, care au divizii de filozofi, care trebuie să răspundă unor întrebări, cum să spun, cu clară bătaie filozofică, da? De pildă, haideți să-l și automat, mașina autopilotată. În momentul de față există oameni plătiți să se întrebe dacă o astfel de mașină ar trebui să fie programată, ca la o adică să-și ucidă șoferul sau pietonii de pe trotuar în cazul unui accident. E o întrebare nu doar tehnică, da? E o întrebare filozofică, pentru că nu poți să dai un astfel de răspuns fără să faci anumite asumții filozofice. Și nu poți să faci asumții filozofice în cunoștință de cauză fără să fii conștient și măcar bazal informat că există istoria filozofiei. Cartea asta, în particular, e utilă și pentru că te contează de la primele pagini cu toată căldura și toată efervescența de care e în stare Will Durant. E, în primul rând, o carte extrem de, cum să spun, de vie, de pasională. Și chestiunea asta e, dacă vreți, merită ei particular. Dar, dincolo de asta, răspunsul la ceea ce m-ai întrebat e cu siguranță da. Eu, de exemplu, l-am citat destul de mult pe Will Durant, cu o frază care apare în cartea asta. A spus acolo o chestie care mie mi s-a părut extrem de deșteaptă. A spus la un moment dat ceva de genul, în societățile complexe, mă rog, nu spune chiar așa, dar cam asta e ideea, în societățile complexe,
dușmanul adevărului nu mai este fals, ci este plauzibil. Exact asta vedem că se întâmplă în lumea noastră azi. Oamenii nu se mai înfruntă pur și simplu în duele de tipul win-lose, în care eu am dreptate, tu greșești și la final constatăm că unul dintre noi a învins, ci hai să spunem că mai toate disputele culturale, sociale, economice și larg intelectuale ale lumii de azi se desfășoară între poziții care sunt în sine plauzibile. Prin plauzibil eu înțeleg o frântură de adevăr care este ridicată la rangul de principiu sau care e transformată din simptom în cauză, care e transformată din efect în cauză. De aceea, cred că în lumea de azi avem foarte multe, hai să spunem, conflicte care vin din faptul că părțile nu sesizează întreaga complexitate a subiectului. Ori, tocmai de-aia avem nevoie de filozofie, ca să putem pondera între pozițiile astea și eventual să găsim punct și căi de dialog. Ionat își are rolul lui în această, hai să spunem, istorie. Le mulțumim foarte mult invitațiilor noștri, domnul profesor Ion Bogdan Lefter, Doru Căstăian și traducătorul acestei cărți, colega mea Luisa Nea, coordonatoarea colecției Cultură și Civilizație, în care a apărut acest volum, povestea filozofiei, viețile și ideile celor mai importanți filozofi occidentali. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă invităm la următorul eveniment pe care îl organizăm aici la standul Editurii Herald, Isihasmul, calea către rugăciunea inimii. Vă mulțumim foarte mult!